Sfânta Parascheva este prăznuită anual pe data de 14 octombrie, având cruce roșie în calendarul ortodox. Îi ajută pe cei bolnavi, sărmani și care au necazuri. Potrivit tradiției, astăzi se dă de pomană must, pâine, lipie, vin, iar cei care vor da de pomană aceste alimente vor cinsti, așa cum se cuvine, memoria celor adormiți și vor avea parte de sănătate și belșug. În tradiția populară, ciobanii consideră că iarna care vine va fi una grea dacă oile dorm îngrămădite sau urmează o iarnă blândă dacă acestea stau răsfirate. Dacă de Sfânta Parascheva nu este o zi ploioasă, anotimpul de iarnă va veni mai repede. De prăznuirea Sfintei Parascheva, credincioșii nu trebuie să muncească, să facă treburi prin casă. Pe vremuri, bătrânii nu făceau nici focul în sobă în această zi. Pe această dată, toți cei care poartă numele de Paraschiva, Parascheva, Paraschiv sau nume derivate ale acestora, cum ar fi Pachița, Paraschița, Parastița, Parasca, Chiva, Chivuța, Vuța, Chivu sau Petcu, își serbează onomastica.